Bună ziua și bine v-am găsit la conferința noastră de presă. În cadrul acestei conferințe vom prezenta rezultatele celui mai recent sondaj al opiniei publice. Eu mă numesc Valeriu Pașa, sunt președintele Asociației Obștești Comunitatea Watchdog.md, organizație care a comandat acest sondaj și astăzi vom prezenta rezultatele alături de colegul Vasile Cantarji de la compania SBS Research, companie care a realizat acest sondaj. Este al treilea sondaj de opinie realizat în contextul perioadei și campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie. Astăzi, fiind și ultima zi în care avem dreptul să prezentăm sondaje, ne cerem scuze de la colegii din mass media. Inițial am anunțat această prezentare pentru ziua de mâine. Nu am interpretat corect prevederile regulamentului Comisiei Electorale Centrale. Astăzi, totuși, este ultima zi în care mai avem dreptul legal să prezentăm sondaje. Respectiv, vă invităm să vedeți și rezultatele. O să-i ofer cuvântul colegului Vasile Cantarji pentru a prezenta detaliile despre metodologia de realizare acestui sondaj și o parte dintre rezultate. Da, mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vorbim despre un sondaj pe un eșantion de 1034 de persoane, sondaj realizat prin metoda interviurilor telefonice, cu o marjă de eroare de plus minus 3%, mai exact 3,05%, datele fiind colectate în perioada 11-16 octombrie 2024. De precizat că și acest sondaj a fost autorizat de Comisia Electorală Centrală prin hotărârea 3051 din 9 octombrie 2024 și da, astăzi este ultima zi când el poate fi publicat efectiv. Voi merge prin aspectele legate de percepții și preferințe politice. Întâi de toate, începem cu întrebarea tradițională despre direcția țării. În premieră vom vedea că, după mulți ani de când acest indicator este măsurat, raportul net este pozitiv, raportul net al răspunsurilor la această întrebare, în condiția în care 46,5% din respondenți au apreciat direcția ca fiind una corectă versus 42,8% ca fiind una greșită. Mie personal îmi place foarte mult această diagramă, am mai și publicat-o cu alte ocazii. Aici putem să vedem evoluția acestui indicator fiind agregat din barometrul de opinie publică pentru perioada 2004-2023, iar ultimele 5 puncte fiind din sondajele noastre realizate pentru Watchdog. După cum puteți vedea, evoluțiile anterioare anticipau acest lucru, deci avem deja cam de 4 ani o creștere a ponderii celor care susțin că țara se mișcă într-o direcție corectă și respectiv descreșterea celor care cred că țara se mișcă într-o direcție greșită. Iar în istoria măsurărilor, un raport net pozitiv am mai avut o singură dată, fiind vorba de barometrul din februarie 2005, în preajma alegerilor parlamentare de atunci. Dacă duminică viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid ați vota? Partidul Acțiune și Solidaritate 32,7%, 8,9% Partidul Socialiștilor, Blocul Electoral Victoria 4,3%, urmat de 4,3 partidul nostru, 1,6 partidul comuniștilor, 1,5 partidul Viitorul Moldovei, celelalte formațiuni politice sub 1%. Vom vedea și cu ocazia alegerilor prezidențiale o situație destul de inedită ca și comportament electoral al alegătorilor, ori în sondajele realizate în ultimele luni, noi am constatat că cu apropierea datei alegerilor, evoluția ponderii sau evoluția numărului de indeciși în sondaje a fost una cumva anormală,
crescând spre, odată cu apropierea către alegeri. Deci, în cazul acestei întrebări cu privire la alegeri parlamentare, avem 29,3% din alegători care spun că ar merge la vot, dar nu ar ști cu cine să voteze. Da? 5,9% susțin direct că nu vor merge, iar alții 8,7% nu au știut ce să răspundă. O să comentăm un pic mai mult după ce prezentăm și rezultatele întrebării cu privire la alegerile prezidențiale. Așadar, aici avem evoluția din ultimele 9 măsurări pentru Watchdog. Pentru principalele partide, puteți să vedeți, vorbim despre ascensiuni în mare parte pentru trei componente a distribuției. Da? În ultimele trei puncte de măsurare vedem o creștere al Partidului Acțiune și Solidaritate. La fel, practic din aprilie 24 asistăm la o creștere a celor, ponderii celor indeciși și în ultimele două puncte de măsurare, septembrie 24 și octombrie 24, a crescut și ponderea celor care nu au dorit să răspundă la întrebare. În cazul celorlalte partide puse aici pe grafic, vorbim despre descreștere în ultimele două, trei sau chiar mai multe puncte de măsurare. La data de 20 octombrie vor avea loc alegeri prezidențiale. În ce măsură considerați că veți participa la vot? 85,7% din participanții la sondaj se declară absolut siguri că vor participa la aceste alegeri. Dacă nu mă înșel, este și aici o cifră măsurată cumva în premieră la acest nivel. Alții 8,3 spun că probabil vor participa. Sunt sigur că nu vor participa 3,5% și 1,4% susțin că probabil nu vor participa la scrutinul ce urmează duminică. Cum a evaluat acest indicator? Vedeți, practic asistăm la o creștere din august până în octombrie cu aproape 10%. 9%, da? Ponderea celor care se declară absolut siguri că vor participa, de la 76,4% în august la 85,7% în octombrie, în sondajul curent. Intenția de vot la alegerile prezidențiale, 35,8% Maia Sandu, 9% procente Alexandru Stoianoglu, Renato Osată 6,4%, Irina Vlah 2,2%, Ion Chicu 1,2%, Vasile Tarlev 1,3%, restul sub. Victoria Fortuna 1,4% din întreg eșantion. Și aici avem 28,1% respondenți care sunt indeciși, chiar aflându-se în ultima săptămână înainte de alegeri. 2,9% declară expres că nu vor participa la scrutinul ce urmează și 9,9% care nu au știut sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. Vă reamintesc, asistăm în ultimele săptămâni, practic, la o bulversare pe șchier, în condițiile în care creșterea ponderea indecișilor este continuă, practic începând din luna mai, dar accentuându-se în ultimele luni și astăzi constituind 28,1% din participanți la sondaj. La fel avem o creștere în cazul celor care nu doresc să răspundă la această întrebare. Aceste ponderi fiind practic unicele care au înregistrat creșteri și creșteri semnificative. Sunt mai multe idei care vin în gând în încercarea de a explica de ce acest lucru se întâmplă, însă ținem să vă amintim că ceva similar noi înregistrasem și în preajma alegerilor prezidențiale din 2020. Acum însă, probabil, este un impact a mai multor evenimente care au vizat în mod special susținătorii candidaților din opoziție. Vorbim despre anunțuri despre deținerea cetățeniei române a unuia din
liderii din candidați din opoziție, toate evenimentele care se produc în jurul partidului, grupării sau cum să-i mai spun, probabil acestea ar fi principalele explicații care au făcut ca susținătorii la o serie din candidați de opoziție un pic să reconsidere sau pentru o perioadă sau pentru mai mult timp să treacă mai mult în tabără celor indeciși decât să rămână cu intenția pe care o aveau altă dată. Pentru cei care utilizează rezultatele sondajelor în scopul de a anticipa rezultatele alegerilor, această situație este una destul de nefericită, fiindcă când într-o timp, în ultima săptămână până la alegeri ai creștere, deci nu e, lucrurile nu merg într-o direcție normală când se cristalizează opțiunile de vot ale alegătorilor, devin mai clare și descrește ponderea celor indecis ce împotrivă, putem să ne așteptăm la mai multe schimbări, multe ratinguri, chiar credem noi, se vor schimba semnificativ până la ziua alegerilor, da? Și scorurile obținute de candidați, mai ales de candidații din opoziție, probabil vor fi semnificativ diferite decât ele arată la ziua de astăzi. Mulțumesc! Următorul compartiment se referă la referendumul constituțional. Mulțumesc! O să prezint eu această componentă. Înainte de asta aș vrea doar câteva cuvinte să adaug legate de trendurile pe care le observăm în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale. Avem această creștere, un număr foarte mare de indeciși, însă dacă vom compara cu rezultatele sondajelor din ajunul alegerilor din 2020, vom vedea că acum avem chiar mai puțini indeciși. Aduc aminte, atunci se ajungea la cifre cumulate, indeciși plus cei care nu doreau să răspundă, plus cei care spuneau că nu vor veni la alegeri, treceau bine peste 50%, acum avem în jur de 40%. E cumva contraintuitiv, dar nu este un fenomen nou, la fel cum în ajun de alegeri crește destul de puternic numărul celor care refuză să spună cu cine vor vota. Iată așa fenomene, observăm deja câteva cicluri electorale la rând, e un subiect bun pentru cercetare. La fel cum atenționez repetat pentru cei care, inclusiv din mass media, doresc să facă niște prognoze, nu ar fi corect o transpunere mecanică a scorurilor candidaților. Da, deci să excludem pe cei indeciși, să excludem pe cei care spun că sau nu doresc să răspundă și să împărțim egal între candidații la care au anumite scoruri, deoarece nu este deloc garantat că se împarte egal indecișii. În mod firesc, cei care se află la guvernare nu sunt favorizați de indeciși, da? Deci, da, aici ori susții guvernarea, ori îți place, ori nu îți place. Respectiv, aș face un apel să nu transpuneți mecanic aceste ratinguri pe potențiale rezultate alegerilor, la fel cum mai există și o sumedenie de alți factori care nu sunt luați în calcul de aceste sondaje. Repet, acest sondaj este realizat doar pe teritoriul controlat al Republicii Moldova, respectiv nu ia în calcul opiniile diasporii, nu ia în calcul opiniile cetățenilor care locuiesc în stânga Nistrului, nu cunoaștem câți vor veni și vor vota în diasporă, nu cunoaștem câți vor veni și vor vota din stânga Nistrului, de aceea rugăm să tratați aceste rezultate ca atare, arătând anumite trenduri, trendul fiind că actuala președintă Maia Sandu are un rating foarte stabil pe parcursul acestui an, cu variații foarte și foarte mici. Vedem la fel că foarte puțină dinamică este și în cazul scorului candidatului Partidului Socialiștilor, domnul Stoianoglu, în jur de 10%.
Am văzut o creștere a ratingului domnului Renato Usatăi, acum este aparent o anumită scădere. La fel trebuie să fim conștienți de faptul că există diferențe și în gradul de determinare a participării la vot între candidați. Dar faptul că cineva are 6% în acest sondaj, asta nu, că nu înseamnă că toți cei care zic că l-ar vota o să vină la vot. Și aici nivelul de determinare, de mobilizare este diferit la un candidat la altul. Așa, am spus toate aceste numeroase disclaimere și acum câteva concluzii. Observăm că în comparație cu prima jumătate a acestui an, candidații care concurează tradițional pentru voturile de stânga, cumulat au scăzut. Vedem că în lunile aprilie-mai scorul cumulat al celor care se bat pentru locul 4, doamna Irina Vlach, domnul Ion Chicu, a scăzut foarte mult. Deci, practic, acest număr de indeciși a crescut, în primul rând, din contul alegătorilor cu viziuni pe care le numim noi convențional de stânga. Și asta este influențat și de acest fenomen de corupere masivă a alegătorilor. Am văzut informațiile prezentate de autorități, având în vedere că se vorbește despre un număr exorbitant, 130.000 de oameni înseamnă aproape 10% din cei care vin la vot, și dacă ei încă nu știu pentru cine vor vota, în sondajul nostru cel mai probabil au răspuns că vor veni la vot, dar nu știu pentru cine să voteze sau au refuzat pur și simplu să răspund. Bun, am încheiat cu acest comentariu. Mergem pe modelările pentru referendumul constituțional care va avea loc în aceeași zi. În primul rând am măsurat opinia oamenilor despre însăși ideea de a face acest referendum, pentru că au fost foarte multe contradicții, atacuri la însăși ideea de a desfășura acest referendum și vedem că în comparație cu luna septembrie, acum, cetățenii văd mai pozitiv ideea de a avea acest referendum împreună cu alegerile prezidențiale. Da? Deci consider că este o decizie corectă de a le face împreună, 54% în comparație cu 45,5% în septembrie și invers, de la 43,8% la 35,5% a scăzut procentul celor care zic că este o decizie greșită. Dacă cunosc cetățenii, cum va fi formulată întrebarea supusă referendumului național? Aici avem rezultate foarte îmbucurătoare. Erau 29,9% cei care în luna septembrie spuneau că știu, înțeleg cum este formulată întrebarea la referendum. Acum am ajuns la 55,1%. Nu-i suficient nici asta, dar nu putem să nu remarcăm un progres, o creștere de aproape 2 ori. Tare sperăm că în astea 2 zile, 3 zile cât au rămas și nu le-am prins noi în acest sondaj, și mai multă lume va citi și va înțelege esența acestei întrebări și anume faptul că prin modificarea Constituției cetățenii sunt întrebați dacă sunt de acord sau nu sunt de acord să aderăm la Uniunea Europeană. Intenția de participare la referendum. Am întrebat cetățenii și le-am oferit câteva opțiuni de răspuns, prima fiind dacă vor merge și vor vota la ambele scrutine, și la prezidențiale și la referendum, a doua este că vor vota doar la prezidențiale, este firesc să întrebăm asta pentru că există această campanie pro-boicotare a referendumului, și deja sunt cei care zic că ar vota doar la referendum sau n-au participat deloc, sau încă n-au decis ce o să fac. Vedem o creștere puternică față de luna precedentă a numărului celor care zic că vor vota la ambele scrutine, scade considerabil procentul celor care zic că vor merge și vor lua buletinul de vot doar pentru alegerile prezidențiale. Interpretăm asta prin activitatea campaniilor atât în susținerea aderării la UE cât și împotrivă. Deci vedem că probabil sunt mai mulți cei care sunt împotriva aderării la Uniunea Europeană și au decis să meargă să-și exprime totuși opțiunea de vot. O întrebare de percepție care am formulat-o de mai multe ori în sondaje pe parcursul acestui an pentru a înțelege diferența dintre opiniile cetățenilor și percepția despre ce opinii domină în societatea noastră. Respectiv, am întrebat cum credeți în acest moment majoritatea populației din Moldova susține aderarea țării la Uniunea Europeană sau este împotrivă?
49,8% au spus că ei cred că majoritatea sunt pentru aderare. 31,3% au zis că ei consideră că majoritatea este contra. Și este o întrebare foarte interesantă, pentru că absolut toate sondajele de opinie de până acum arată că majoritatea cetățenilor sunt favorabili aderării la UE. Dar vedem că nu se adună nici măcar 50% cei care, într-un fel, sunt de acord, care au această percepție că majoritatea cetățenilor chiar își doresc acest lucru. Câteva afirmații legate de referendum. Dacă considerați că acest referendum contează pentru integrarea în Uniunea Europeană, aproape 69,4% consideră că da, acest referendum contează. 57% consideră că acest referendum va stabili într-o manieră irreversibilă parcursul de politică externă a țării noastre prin transpunere în Constituție. Doar 41,6% consideră că nu este un moment potrivit pentru a avea acest referendum, în timp ce aproape 51% cred că totuși este un moment corect să avem acest referendum. Nu este o diferență foarte mare, dar totuși vedem că majoritatea cetățenilor cred că e bine să-l avem acum. Am testat afirmația, precum că organizarea acestui referendum este doar un tertip sau un fel de schemă a mai Sandu pentru a câștiga alegerile, și vedem că majoritatea cetățenilor nu sunt de acord că asta este o schemă de influențare a alegerilor prezidențiale. 51,1% spun că nu este adevărată această afirmație. Da. O mică precizare, aceleși teze am testat și în septembrie și stau neclintite, în sensul în care nu avem diferențe evoluției mai mari decât marja de eroare. Da. Și ultima afirmație manipulatorie care am testat-o în raport cu referendum este dacă consideră cetățenii că este o schemă de fraudare a alegerilor. Vedem că și aici mai mulți nu sunt de acord decât sunt de acord cu această afirmație. Avem și un bloc de întrebări care vizează, nimeni opinia privind integrarea în Uniunea Europeană. Primul rând, i-am întrebat pe cetățeni dacă ei personal susțin sau nu integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Avem 63,5% care spun că susțin și 32,5% care spun că nu susțin. Este o evoluție minimă față de aceeași întrebare măsurată acum o lună, când erau 63% pentru și 33% contra. Deci este o evoluție foarte mică sub marja de eroare. Dacă credeți că Republica Moldova poate să devină o țară prosperă de una singură fără ajutor extern. Doar 36,8% sunt de acord, 59,3% cred că Moldova nu poate să devină prosperă fără ajutor extern. În mod clasic, de foarte mulți ani de zile, întrebăm cetățenii ce ar alege între cele două opțiuni geopolitice, între aderarea la Uniunea Europeană și Uniunea Euro-Asiatică. Vedem că există o evoluție minimă față de luna septembrie, a scăzut cu 1% opțiunea pentru UE și cu 1% opțiunea pentru Uniunea Euroasiatică, un pic, aproape cu 1% a crescut procentul celor care sunt indeciși, care e destul de mic, sunt 11% doar, era 10%, 10,1% în luna septembrie. Și este cumva firesc să crească procentul de indeciși, având în vedere că avem acum acest referendum, dar vedem că preferințele rămân foarte stabile totuși. Cea mai importantă întrebare, cum veți vota la referendum? Și am întrebat exact așa cum va fi formulată întrebarea în buletinul de vot pentru referendumul constituțional, anume, susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 55,1% au declarat că vor vota da, 34,5% au declarat că vor vota nu, indeciși 7,9%, 2,4% nu au răspuns la această întrebare. Vedem o evoluție foarte lentă, dar totuși este un trend stabil de, începând cu luna august, o creștere treptată cumulat cu circa 3% a opțiunii da, o scădere treptată cu circa 2,5% a opțiunii nu, un număr destul de stabil de indeciși parcursul ultimilor două luni și, în mod foarte interesant și în contrast cu alegerile prezidențiale, vedem că sunt foarte puțini cei care
refuză să răspundă la această întrebare. Da? Dacă la alegerile prezidențiale avem 10%, aici sunt doar 2,4%. Indecișii, care la alegerile prezidențiale sunt 28% și sunt în creștere, pentru referendum au scăzut pe parcursul ultimelor 3 luni, nici de cum nu avem vreo creștere semnificativă ultima lună. Deci vedem că aceste două campanii pentru alegeri prezidențiale și referendum merg pe trenduri diferite și nu se influențează atât de mult între ele. Un fenomen foarte interesant și din punctul meu de vedere absolut pozitiv că aceste două scrutine nu se întrepătund atât de tare. La fel cum trebuie să recunoaștem acest fenomen de corupere masivă a alegătorilor, pe care în întrebarea pentru alegerile prezidențiale nu prea avem cum să-l surprindem și s-au dus spre indeciși. Aici îi vedem în rândul celor care zic că votează nu, este informație publică, cei care primesc bani pe cale ilegală sunt îndemnați să voteze nu la referendum, respectiv îi vedem în ăștia 34,5%. Câteva afirmații legate de subiecte de interes din ultima vreme, da? Deci subiecte pe care foarte mult s-a vehiculat, manipulat în contextul alegerilor, în contextul referendumului. I-am întrebat pe cetățeni dacă ei cred că cetățenii UE trebuie să aibă posibilitatea sau nu să cumpere terenuri agricole și imobile în Moldova. Foarte interesant, 34,9% spun da, 58,3% sunt cei care zic că sunt potrivă, după care i-am întrebat pe respondenți dacă ei consideră că cetățenii moldoveni trebuie sau nu să aibă dreptul să cumpere terenuri și imobile în statele Uniunii Europene. Ei, aici deja sunt 55% care zic că da și doar 34,4% zic că nu. Deci, din punctul de vedere a cetățenilor moldoveni, Uniunea Europeană ar trebui să ne ofere niște facilități pe calea unilaterală. Ce ni se poate nouă, nu li se poate tuturor. Da, nu-i rău. Vă mulțumim frumos pentru atenție. Verificăm dacă avem niște întrebări. Nu avem întrebări venite prin SMS. Îndemnăm colegii din mass media să aștepte distribuirea comunicatului de presă care va conține aceste slide-uri în calitate bună. Vom face atât noi de la comunitatea Watchdog, pe site-ul nostru puteți să accesați datele acestui sondaj, la fel cum și colegii de la InfoPrimNeo, cărora le mulțumim pentru găzduire, vor distribui aceste informații. Astăzi vor mai fi prezentate sondaje de opinie, nu cunoaștem rezultatele acestora, nu există vreo competiție, noi purtăm răspundere pentru calitatea sondajelor pe care le facem, o facem de mulți ani, deja de mai bine de 6 ani, la scrutine locale, naționale, prezentăm aceste sondaje și calitatea acestora poate fi măsurată doar de compararea cu rezultatele scrutinelor. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că există încă foarte mulți factori obiectivi, subiectivi, repet, votul în diasporă, votul cetățenilor din stânga Nistrului, este foarte greu să cuantifice acest fenomen al corupției alegătorilor, în special pe alegerile prezidențiale, de asta în mod repetat fac apel la prudență în interpretarea rezultatelor. Mersi foarte mult!